Bună ziua, prieteni! Suntem tot în zona sectorului 5, între 13 septembrie și Ferentari. E de la cuvărătă. Da! Și am zis să ne uităm în zona de case. Auzi? Toni? Vă rog aici. Mergem pe aici. Deci pe școala normală de fete am încercat să aflu câte ceva, dar nu am găsit nimic pe internet. Probabil la bibliotecă. În câteva zile au înflorit pomii și a venit primăvara. Nu vii? Mai de ce ceva? Du-te cu ăsta acasă, în bucătăria. Mă știți pe ea când uite o magnolie. Poftim? Doamne, la fiecare casă o magnolie, dar uite ce mari sunt! Foarte liniștită zona. Te trai che poi è noro. Unde? Ne luăm? Stai, să luăm număr. E frumoasă. De ce ai spărat? Wow. Cea mai înaltă magnolie pe care am văzut-o până acum. Ever.
așteptă să plouă de ieri, de fapt, dar ieri a fost puțin soare, acum e foarte urât. Adică nu foarte urât, dar înnorat. Și am zis să vedem ceva mai aproape. Ia uite. I s-a spus să bă după acolo. Hai să-l simulez. Se supără. Se supără. E supărat. Uite, și ăsta de... Vreau să schimb de pe oai după mai puțin oai. De vânzare, uite, Tony. Asta e chiar drăguță. Da. Nu văd bine numărul. Cu 1-0 la sfârșit. Doar cu sprijinul vostru și prin cei mai mulți urmăritori. Da, începe o nouă viață. Dați cât mai multe share-uri. Și veți vedea. Da, de când am văzut... Când am mers pe aici prima dată, ne-am zis că ar fi frumos să stăm pe aici, dar, mă rog. Aici a locuit poetul și scriitorul Teodor Scarlat, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, la numărul 13. Să se ieși în grădiniță. E foarte frumos de aici. Toată primăvara și vara e plin de flori. Ce anume? Unde? Ah. Cuțu. Asta e de la chinezesc. Nu știu cum îi zice. Rasa e. Uite și o muță, Toni. Muța neagră. Uite. Nu pare așa nou. Și aici au dărâmat casa veche. Iarna e pe aici, e în trecere la luminițe. Ce o invitat ca să nu cadă. Mai să mergi pe aici? Ce? Da, niște blocuri nu prea frumoase, dar copacii sunt în floare, cred că e înfrumusețat. Dar uite, s-au apucat de... Dar ce mai poate? Poate ia pomii. A, un găzut. Da. Poate vor să... Păi dacă vrei mergem pe acolo. Nu mai mergem. Nu mai mergem? Bine. O să... Să închid.
Lasă că mie îmi place aici. Stai așa. Nu? Păi. Aolo. A căzut, da. Îmi place parcarea de la Lidl. Aolo, s-a lovit. O oază de spațiu în inima unui oraș gri. Unde se construiesc numai blocuri de locuințe, de parcă nu mai avem unde să stăm. Și sunt și mulți oameni ai străzi. Păi și mai construiesc toate. Ne luăm un cafea și... Da. Ne fumăm. Da, hai, și asta. Cum face? Poftim? Era o cucoană, că se uita. Mă uitam și-o la ea, dar nu știam dacă e. Uite ce-o demolat, bă, frate. Da, da, asta care uitați-o. E? Uitați-o. Foste da, fabrici. Demolate. S-o demolat, și bineînțeles că pe aici o să mai vezi 13 blocuri. Că nu se poate. Sau ceva de birouri. De birouri. Da.